Astăzi urma să aibă loc cea de-a șasea ședință de judecată în dosarul morții lui Andrei Brăguță. Și această ședință a fost însă amânată. Motivul? Neprezentarea apărătorilor învinuiților Boris Bolocan și Mircea Stas. Dacă la ședința anterioară a avut o pană de mașină, de data aceasta avocatul a avut probleme de sănătate. Potrivit unuia dintre procurorii pe caz, astăzi urma să fie prezentată învinuirea și să înceapă cercetarea judecătorească. Instanța intervine de fiecare dată cu măsurile prevăzute de codul de procedură penală, inclusiv și partea acuzării va interveni cu demersuri în caz dacă va fi necesar. Și în cazul dacă se va stabili tendințe de tergiversare a dosarului penal. Avocații familiei Brăguța susțin că infracțiunea de tortură, conform codului penal Republicii Moldova, nu este prescriptibilă. Respectiv, indiferent de durata acestui proces, până la urmă nu se va putea evita răspunderea penală. Părinții lui Andrei Brăguța vin la Chișinău în fiecare săptămână pentru a participa la procesul de judecată. Săptămânal aceștia cheltuie câte 600 de lei doar pentru drum. Fac mereu cale întoarsă pentru că de fiecare dată apare un motiv din cauza căruia audierile se amână. Не знаю, может специально продлеваю, чтобы дольше было. Что-то меняется, планы, может какие-то. În acest caz sunt învinuite 7 persoane, între care 3 polițiști. Aceștia riscă de la 8 la 15 ani de pușcărie.